Vă prezint declarația dată de plutonierul de jandarmi Constantin Sârbu, cel care l-a ștrangulat pe Corneliu Zelea Codreanu, în fața Comisiei Speciale de Anchetă Criminală. În zorii zilei de 29-30 noiembrie 1938, am pornit spre Râmnicu Sărat. Ajuns la închisoare, am fost băgat toți jandarmii într-o celulă, unde maiorii Dinulescu și Macovernu au dat instrucții asupra modului cum avem să executăm pe legionari. Punând în genunchi pe șoferul mașinii, i-a aruncat un ștreang după gât pe la spate, arătând cât de ușor se poate executa astfel. Totul a fost gata în câteva minute. Jandarmii au ieșit apoi unul câte unul afară, în curtea închisorii, și fiecare i s-a dat în seamă un legionar. Mie mi-a dat unul mai voinic, mai înalt. Am aflat mai târziu că acesta era capitanul, Corneliu Codreanu. I-am dus apoi în mașini. Aici legionarul era legat cu mâinile de bancă la spate, iar picioarele pe partea de jos a băncii din față, în așa fel ca să nu se poată mișca nici într-o parte, nici în alta. Așa au fost legați 10 legionari într-o mașină și 4 în alta. Eu am fost în prima mașină, în cea cu 10 legionari, în spatele capitanului, și fiecare jandarm era așezat în spatele legionarului ce fusese încredințat. În mâine aveam ștreangurile, am pornit. În mașina mea era maierul Dinulescu, iar în cealaltă maierul Macoveanu. Era o tăcere de mormânt, că nu aveam voie să vorbim între noi și nici legionari între ei. Ajuns și în dreptul pădurii Tâncăbești, maierul Dinulescu, care stabilise cu noi pentru un cod de semnale momentul execuției, a aprins la un moment dat lanterna, stingându-o și aprinzându-o de 3 ori. Era momentul execuției, dar nu știu de ce nu am executat niciunul. Atunci maierul Dinulescu a oprit mașina, s-a dat jos și s-a dus la mașina din spate. Aici maierul Macoveanu fusese mai autoritar. Legionarii erau executați. Capitanul s-a întors puțin către mine și mi-a șoptit: "Camarade, dă-mi voie să le vorbesc camarazilor mei." Dar în aceeași clipă, mai înainte ca el să fi terminat rugămintea, maierul Dinulescu a pus piciorul pe scara mașinii și, pășind înăuntru cu revolverul în mână, a rostit printre dinți: "Executarea." La aceasta, jandarmii au aruncat ștreangurile, a fost un muge și un horcăit, întrerupt din adâncul ființelor, apoi o liniște de mormânt. Cu perdelele trase, mașinile și-au continuat drumul până la Jilava. Când am ajuns, erau orele 7 dimineața. Aici ne așteptau colonelul Zeciu, Dan Pascu, comandatul închisorii, medicul legist locotenent colonel Ionescu și alții. Groapa era făcută. Trași în mașină, legionarii au fost așezați cu fața în jos și împușcați în spate, pentru a se simula astfel împușcarea pe la spate în timpul evadării de sub escortă. Apoi au fost aruncați în groapa comună.